Vremea extremă duce la creșteri de prețuri. Au fost temperaturi neobișnuite anul acesta în mai multe regiuni ale lumii, iar asta te face să plătești mai mult atât pentru unele servicii cât și pentru anumite produse. Discut subiectul cu analistul economic Claudiu Vuța. Bună ziua, am văzut creșteri de prețuri la diferite produse care vin din mai multe colțuri ale lumii. Spre exemplu, din cauza înghețului din Brazilia, cafeaua s-ar putea scumpi cu 17%. Ce spun fermierii români, cum este situația la noi? În primul rând, nu este neapărat o știre de senzație aceasta. Schimbări climatice, ne confruntăm cu acesta de 25-30 de ani. Este normal că atunci când unul dintre producătorii mondiali, lideri în domeniul lor, este afectat de aceste temperaturi negative, să sufere o scădere a producției și o creștere a prețului. Aș putea da exemplu aici și cel al cafelei din Ghana. Dacă ne aducem bine aminte, acum 5-6 ani am confruntat cu o creștere a prețului la cafea foarte ridicată, tocmai din cauza faptului că în Ghana au fost intemperii. Am înțeles. Ce măsuri ar trebui luate la nivel de guvern astfel încât să fie recuperate pierderile? Dacă ați observat, aceste tragedii, în ghilimele, se întâmplă în țările care nu au sisteme agricole foarte bine dezvoltate. Nu veți vedea că va începe o criză a unui produs agricol în Germania. De exemplu, în România am putea investi foarte mult în sistemele de irigații, care, din păcate, nu au fost incluse în PNRR și va fi nevoie să le facem cu bani de la buget. Deci, 1. Investiții masive în sisteme de irigații, 2. O mai bună aplicare către nevoile fermierilor și neapărat un cadru legal care să permită acest să se organizeze și să lucreze împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție.